Pompierii din Botoșani au fost solicitați săptămâna trecută pentru a interveni în stingerea 66 de incendii. Cauza a fost nerespectarea normelor de prevenire și stingerea focului pe timpul igienizării terenurilor. Cele mai multe incendii s-au produs în zilele de 4 și 9 martie, unde a fost necesară suplimentarea forțelor cu pompieri militari din județul Suceava. Flăcările au distrus bunuri materiale în valoare de aproximativ 150.000 de lei. Inspectorii de prevenire au aplicat și amenzi în cuantum de 5.500 de lei. Pentru evitarea producerii acestor incendii, se impune colectarea în grămezi a vegetației uscate pentru a putea fi controlat focul. Se recomandă arderea numai pe timp de zi.